Bun, sper că mă aud bine. Acum chiar sper că mă aud bine. Data trecută nu m-am auzit bine. Am ieșit așa puțin să, nu știu, ăla să zicem că a fost un test. Acum am ieșit puțin să mai vorbesc. Avem cedează aici. Hai că am cedat. Doi copii. Ciao. Era vecinul meu, nici nu mi-am dat seama. În fine. Salutare, eu sunt Deiu și astăzi v-am luat cu mine să facem test 2, să zic așa, că testul 1 nu a ieșit prea bine. Nu m-am auzit eu bine, că mi-am poziționat prost microfonul, mi l-am pus, nu știu. În fine, era ieșit afară. Acum l-am băgat cumva în cască, sper să mă aud bine. Dacă l-am și conectat, dar eu zic că l-am conectat. Stat așa să lăsăm gorjul să în fine, bun, l-am lăsat. Opa, că era să moară motorul. Și am plecat. L-am făcut pe ăsta. Stătea pe telefon, evident. Dăm așa o tură scurtă. Băi, nu uita să-mi dați și mie un subscribe și un follow pe Instagram, Ivanovici Barajos Andrei. Mă lasă ăsta? Nu mă lasă. Da, vedeți locul ăla dintre cele două mașini? Îmi făcea cu ochiul. Dar nu mă bag, că nu sunt nebun. Salut! Bă, mi-am luat taxele cu mine. Le-am. Am vrut să mă uit la mine, să văd dacă îmi filmează camera, dar sper că îmi filmează. Nu-mi dau seama dacă e cu roșu sau nu. Ba, îmi filmează camera. Cred că îmi filmează. Că n-am văzut dacă e cu roșu sau nu. Microfonul l-am aici la gură când îl simt. Se bagă careva în sens? Eu sper că nu se bagă niciunul. Ai. M-am oprit. Să nu-ți ziceți că nu m-am oprit. Uite acolo un Mustang. Ce frumos era Mustangul ăla. Ne întoarcem frumos la sensul ăsta și mergem puțin prin ora să vedem ce mai e. Băgăm și o semnalizare, să nu ziceți că nu semnalizez, că eu semnalizez. Bă, apropo, voi vă uitați la fotbal? Asta am vrut să vă întreb, dacă vă uitați la fotbal. Uoleu, ce soare e. Și dacă vă uitați la fotbal, am vrut să vă întreb cu ce echipă țineți. Că ieri a fost finala Champions League. Bine, nu știu când o să pun videoclipul ăsta, dar ca idee. Da, să mergem mai încet, că merg cam repede. Și poate iară nu mă aud că bate vântul. Dar vine prostul ăsta din spatele meu. Mergem așa, mergem ok, decent. Dacă vrea să mă depășească, mă depășește. Constanța? Asta vine de la mare în Timișoara, doamne! Păi nu stă bine, mai bine stătea la mare decât să vină până aici. Uite-l și pe coleguțu. L-am prins pe cameră pe coleguțu. Pepeni. Mamă, ajung acasă și bag o lubeniță de aia. Hai, mâncați-a și gura ta. Sper să fie și bun acum, nu? Nu vine nicio mașină. Încă un coleguț.
cu geamul deschis. Opa, era o fată. Am crezut că e un ăla. Am băgat puțin mâna în gaz, în gazolina. Aia e. Aia e. Aia e. Aia e. Aia e. Aia e verde. Nu mai mă bag printre mașini, mai stăm și noi puțin la coadă. Dacă stăm puțin, n-are nimic. Mamă, ce frumos, cum să stăm. Ăla nici nu m-a salutat. Aia e. Mai puțin. Bă, ce vreme frumoasă e aici, frumos soare. Nu știu cum e la voi, dar aici sunt 26-27 de grade. E genial. Deci, dar e nasol că încep mâine lucru. Asta nu mai e genial, dar ce să faci? N-ai ce să faci. Nu m-am băgat pe banda bună, dar facem o manevră imediat. I-am luat. Dar o luăm prin soarele pe acolo. Are ceva? Nu. Nu cred că are nimic dacă o luăm prin soarele. Mergem pe pompiere aia, nu? Exact așa am și vrut. Tantinița biciclista. Aș fi mers undeva, dar dacă nu eram mâine la lucru. Așa ne plimbăm, dăm o tură frumos pe oraș. Lejer. Facem un test audio, să vedem cum se aude acum microfonul. Cum rezistă la vânt, dacă l-am poziționat bine. Hai că se bagă și ăsta, mâncați-aș gură, dar bine că mi-a făcut loc. Toți intrați în sens. Și tu intri în sens, nu? Oh, ba nu. Dăm o tură frumos de stadion, ne întoarcem și am plecat direct acasă. Vedem cum se aude, chiar îs curios. Bă, voi ce ați făcut azi? Chiar scrieți în comentarii ce faceți acum, amen, nu știu. Sunteți la masă, la școală, unde sunteți? A meu s-a auzit așa. Nu cred că s-a auzit. Am auzit ceva, dar nu știu ce am auzit. Acum trebuie să facă în 5, 4, 3, imposibil, neutru. Și eu chiar am crezut, man, că se face verde, deci... Acum chiar se face verde. 5, 3, 2, 1, am plecat. Eram sigur, man, sigur eram. Stai cu minte acolo, că am crezut că se bagă peste mine. Oare e cineva la stadion? Oare nu e nimeni? Băi, cam gol orașul. Dar cât e ceasul de așa gol? 7:14. Cred că ar trebui să se aglomereze încetişor. Ia uite.
pe băiatul ăla cu scuterașul. Aici nimeni, man, doar mașinuțe. Deci dacă vreți mașinuțe, man, mai filmează asta? Nu văd butonul roșu, man. Ba, filmează de câteva. Ceau! Unde mergi? Nu știi, acasă, home, acasă! Verde. Ceau, ceau! Salut! Dai că e periculos pe aici, mi-e frică. Când văd linia asta de tramvai, îmi dă emoții deja. Trebuie să mergem cu grijă pe lângă linia asta. Opa, groapă! Aaaa! Așa, în ea groapă. Dar pe ăla cum își dă? Cum și-a dat cu țigara în gură? Avem loc, avem spațiu de manevră. Am avut spațiu de manevră. Mamă! Hai că e verde. Ce faci, mă? Am crezut că te bagi în fața mea. Evident, Caraș, fute-mă și în gura ta. Bă, dar prost ești, bă! Nu te băga și tu, te rog, stai acolo. Da, în fine, n-ați auzit nimica. Doamne ferește, cum ies ăștia, bă, zici că-s kamikaze. De-aia trebuie avut grijă, prevenit, să zicem așa. Că îți ies ăștia când nu te aștepți. Bine, de la Caraș te mai așteptai, dar... De fapt, na, oricum, era de așteptat. Hai să semnalizăm aici frumos. Tu juc. Uite pe aia, băi, se bată aia, man. Man, ce-și dau ăștia? Își dau pumni. Vindeau limonadă sau ce făceau acolo? Nici n-am observat ce făceau. Limonadă sau aveau un papagal, nici n-am observat. Dar ce drept, am văzut că își dădeau pumni. Aia am văzut. De fiecare dată când trec pe aici am fac semn să accelerez, dar până acum n-am avut camera. Yeah! Ce tare! Băi, și cu voi, Hosdeiu, ne vedem data viitoare, vă pup!